Constantinovka din regiunea Donetsk, aflat la o depărtare de 15 km de linia frontului. Potrivit Ministerului Ucrainean de Interne, atacurile aeriene ale rușilor au lovit în plină zi un centru comercial în care se aflau oameni. În urma atacului a izbucnit un incendiu care s-a extins pe o suprafață de 1000 de metri pătrați. Au fost avariate clădiri rezidențiale, magazine și zeci de mașini. Presa de la Kiev scrie că atacurile au fost lansate pentru a răzbuna incursiunea armatei ucrainene în regiunea Kursk a Federației Ruse, dar și loviturile acesteia asupra mai multor ținte militare de noaptea trecută. Autoritățile ucrainene au anunțat că armata rusă a folosit focuri de artilerie în timpul atacurilor asupra orașului Constantinovka, lovit în prima parte a zilei. Între țintele bombardamentelor a fost și un centru comercial în care se aflau mai bine de 100 de oameni. Salvatorii continuă să caute și acum oameni sub dărâmăturile clădirii distruse. Rușii au bombardat și alte clădiri rezidențiale din orașul Constantinovka, inclusiv un oficiu poștal. Atacurile aeriene ale acestora au avut loc pe fondul incursiunii armatei ucrainene în regiunea Kursk a Federației Ruse, care a început în urmă cu 4 zile. Potrivit corespondenților militari ruși, forțele ucrainene continuă să înainteze, ocupând până acum deja 14 localități ale regiunii, care se întind pe o suprafață de aproximativ 400 de kilometri pătrați. Ieri, Rusia a trimis o coloană de vehicule cu peste 500 de militari pentru a opri ofensiva ucraineană. Aceștia au fost uciși însă în timpul nopții trecute, în urma unor lovituri aeriene ale forțelor ucrainene. Imagini cu urmările acestor atacuri au apărut azi pe rețelele sociale. Azi, Rusia a trimis împotriva trupelor ucrainene care înaintează în regiunea Kursk o nouă coloană de vehicule cu militari spre orașul Sudja, care a devenit epicentrul acțiunilor militare și unde se află stația locală de transbordare a gazelor naturale rusești livrate spre Europa prin Ucraina. Peste 3000 de locuitori ai orașului s-au refugiat. Canalele rusești de Telegram relatează că tot noaptea trecută, forțele ucrainene au lansat lovituri aeriene asupra unui aerodrom militar din regiunea Lipetsk, aflată la peste 250 de km de frontiera cu Ucraina. Potrivit armatei ucrainene, în timpul atacurilor au fost distruse depozite în care erau păstrate peste 700 de bombe ghidate și alte tipuri de muniții. Aproape tot aerodromul militar al rușilor a fost incendiat, informație care a fost confirmată și de autoritățile ruse. Kievul nu a comentat în primele zile incursiunea trupelor sale pe teritoriul Federației Ruse. În cele din urmă, consilierul prezidențial al Ucrainei, Mihail Podoleac, a declarat la un post de televiziune că luptele din Kursk ar putea influența pozitiv posibilele negocieri de încetare a focului la viitorul summit internațional pentru pace pe care Kievul vrea să-l organizeze cel târziu în noiembrie. Escalația це тільки те, що робить Російська Федерація. Все, що робить Україна, це якраз таки спроба прийти до справедливого миру. Але Російська Федерація, поки вона не отримає належної агресивних ударів у відповідь, не буде реагувати на будь-які ваші пропозиції. І вони сьогодні мають війну, яка поступово йде вглиб Російської Федерації. Чи буде це їх лякати? Так. Чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні. Trebuie nărește să usvidomăte. Casa Albă a comunicat că autoritățile ucrainene nu au informat Statele Unite despre incursiunea în regiunea Kursk, dar a precizat că Ucraina are dreptul legitim de a se apăra atacând ținte militare aflate pe teritoriul Rusiei. O declarație asemănătoare a făcut și Comisia Europeană.